Astăzi vom face cunoștință cu Orchestra Simfonică, acel ansamblu instrumental de mari dimensiuni în care se regăsesc toate familiile de instrumente. Orchestra este cea care a inspirat compozitorii spre a scrie lucrări ca Să o luăm cu începutul! În jurul anului 1600, după o perioadă dedicată aproape exclusiv muzicii vocale, compozitorii simt nevoia de a reuni mici grupuri instrumentale, la început în orchestre de coarde și un clavecin. O orchestră numărând cam 20-25 de instrumentiști în perioada barocului. Căutarea de noi efecte sonore a dus la alergirea continuă a orchestrei simfonice, ajungându-se în următorul secol la chiar 100 de membri. Instrumentele într-o orchestră nu sunt așezate la întâmplare ci grupate în diferite familii. Haideți să o cunoaștem mai îndeaproape! Instrumentele de coarde se află poziționate chiar în fața dirijorului. Pe rânduri, de la stânga la dreapta, de la registrul acut la cel grav. Vioara întâi, vioara a doua, violă, violoncel și contrabas. Un loc important în familia instrumentelor cu corzi, îl ocupă și harpa, poziționată în spatele partidei viorilor. Urmează apoi și instrumentele de suflat, care sunt poziționate în două grupuri: instrumentele de suflat din lemn, piculină, flaut, oboi, clarinet și fagot, și instrumentele de suflat din alamă, corn francez trompeta, trombon și tubă. În spatele acestora se află toate instrumentele de percuție. Trianglu, tobă mică, tobă mare, cinele, timpan, xilofon, tamburină, gong. Întrebare! De ce instrumentele de suflat și de percuție se află în partea din spate orchestrei? Instrumentele de suflat din alamă, dar și cele de percuție, au o sonoritate foarte puternică. Imaginați-vă, cum ar fi dacă s-ar afla chiar lângă dirijor, la o distanță atât de mică față de public? De ce este însă importantă gruparea instrumentelor? Orchestrele sunt conduse de un dirijor care, prin gesturile sale, transmite anumite indicații orchestrei. Printre care tempo, măsură, intrări, dinamică. Este important să fie grupate, deoarece dirijorul transmite aceeași indicație întregului grup de instrumente. Nu unui singur instrument. Precizare! Instrumentele aceleiași partide vor cânta la unison, adică această vioară va cânta exact aceleași note ca cea aflată în dreapta ei. Componența orchestrei nu este fixă, numărul instrumentelor fiind determinat de cerințele partiturilor muzicale, de epoca în care acestea au fost create și firește de dorința compozitorilor.